majorări de salarii bugetare. Ele nu sunt. Vă spun așa cum este. Situația în care noi ne-am pomenit astăzi, v-am spus-o și la o ședință când am avut CBTM-ul la Ministerul de Finanțe, este rezultatul faptului că nu s-au implementat reforme în ultimii ani, în special în ceea ce ține de structura administrației publice, eficientizarea instituțiilor statului. Și noi astăzi suntem cu un număr impunător de angajați ai statului, pentru care nu avem posibilități să le majorăm salariile. Deci unica soluție de a majora salarii este reformarea sistemului. Sigur că noi între astea două luni, de când, trei luni de când a fost investit guvernul, nu suntem în stare să chiar imediat facem aceste reforme, cu atât mai mult că ele ar costa și niște resurse adăugătoare, impunătoare. De aceea, noi reieșim din posibilitățile care sunt și, practic, din situația în care ne-am pomenit. Noi mare spațiu de manevră aici, din păcate, nu prea avem. De aceea, mergem cu în bugetul pe 2016 cu cifrele așa cum le vedeți dumneavoastră și